Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor! Astăzi suntem foarte neliniștiți, pentru că există un comunicat de presă în care suntem atenționați despre un nou val de gripă. De data aceasta este vorba de gripa ineptă. Conform dicționarului explicativ al limbii române, ineptă înseamnă care este lipsit de logică, absurd, stupid, aberant. A venit și un comunicat de la Ministerul Sănătății cum că avem parte de un nou val de gripă. De data asta e vorba de gripa ineptă. Cum comentați? Nu știu ce gripă, că pe mine nu mă interesează. Eu și cu gripă și fără gripă eu ies pentru că n-ai ce pune în gură. Dar nu vă e frică să... Dar nu mi-e frică de nimica, domne. Mi-e frică de Dumnezeu, atâta tot. Păi și dacă deveniți ineptă și dumneavoastră? Dacă devin, devin. Dacă nu devin, uite-mă aici. Vă întreb altceva. În jurul dumneavoastră nu umblă persoane inepte sau... Eu știu dacă umblă sau nu umblă. Nu asta e important. Important e că omul e fortuit să iasă pentru că n-are ce mânca. Că moare sau că trăiește e mai puțin interesant. Și așa nu interesează pe nimeni. Păi și dacă, doamnă, veți constata că suferiți de inepție? Domne, dacă constat, dacă nu constat, nu știu ce va fi. Până să constat, stau pe picioare. Deci nu vă-i frică de inepție? Nu, 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 nu. Vorbim foarte serios că este un lucru cât se poate de grav. Ministerul Sănătății a transmis un comunicat prin care vine peste noi un nou val de gripă, fiind vorba de gripa ineptă. Dumneavoastră, cum ați comenta? Nu știu, cu infecțiile astea care... Sau cum să ne protejăm, că e chiar... Păi, deci spălatul pe mâini, să te ferești de oamenii bolni, adică de... De microb, de... Ideea e că mulți dintre noi sunt deja inepți și atunci... Și dacă mai vine și ceva peste tine, deci poți să și mori. Dumneavoastră nu vă e frică că veți deveni ineptă până la urmă? Păi cu... frică, normal că mi-e frică. Dar n-ați suferit până acum spital, de nu? Inepție, nu? Nu, nu. Și dacă devenim inepți noi, după aia stăm prin spitale, stăm... Atunci ce să facem? Să ne protejăm stând numai în casă? Păi, ei așa ziceau, că cel puțin o săptămână până cei... De ce valul, de, da, cei, da. Oamenii, adică care sunt sensibili. Da. Acum ce să vă spun? Dar n-aveți printre rude, printre cunoștință inepți deja? Nu, nu. Amabil, un singur minut, se poate o scurtă întrebare la obiect. Adică. Ce părere aveți despre comunicatul celor de la Ministerul Sănătății, cum că peste noi vine un nou val de gripă, de data aceasta fiind vorba de gripa ineptă? Eu acum aud. N-ați auzit? Nu. Păi cum că a fost la televizor, au tot dat la știri la... A fost, dar eu nu l-am... Păi și ce ar trebui să facem să ne protejăm de această inepție? Dumneavoastră cum ziceți că... Ce spune aia să facem? Dar nu vă e frică că vă îmbolnăviți? De fapt, n-ați fost niciodată inept? Nu. Nu? Și dacă, intrând în contact cu alte persoane, asta este nenorocirea. Poți, această inepție se transmite foarte ușor. Da, da. De exemplu, la oameni care sunt mai... Păi și dacă aveți printre cunoștințe sau prieteni sau persoane inepte? Și vă îmbolnăviți și dumneavoastră de inepție până la urmă. Dar nu crede. Asta de când toată lumea face, spune. Da. Nu. Deci nu vă e frică de gripa ineptă, de inepție, nu vă e frică? Nu. Nu. Doamne, atunci felicitări. Ce părere aveți despre comunicatul Ministerului Sănătății asupra faptului că un nou val de gripă ineptă vine peste noi? Ce fel de gripă? Gripă ineptă. Nu prea cred în așa ceva. Nu? N-ați auzit? Da. Dar nu prea cred în... Păi, nu vă e frică că veți fi afectată de această... Nu. Nu? Nu. Dar poate că intrați în contact cu persoane deja inepte și... De asta v-am întrebat dacă nu vă este teamă. Nu știu prea multe și...
Ei spuneau să ne ferim cât putem, să ne spălăm pe mâini și practic cum se manifestă această gripă de inepție, ineptă, cum spun ei, se manifestă prin dureri foarte mari în zona cerebrală. N-ați suferit nici în trecut? Nu, nu. Persoanele care au suferit de această inepție în trecut, acum sunt mai sensibile și deci n-ați fost diagnosticată ca fiind ineptă niciodată? Nu am cunoscut nici persoane. Bun, eu mulțumesc frumos, Aruna. Așadar, doamnelor și domnilor, iată un nou motiv de îngrijorare. Eu unul o să mă duc, o să mă ascund în casă de frică să nu dea inepția peste mine. Asta dacă nu cumva s-a întâmplat deja. Vă mulțumesc mult, sunt Cristian Turcea, pe data viitoare la Pietroiul de Lemn.